Salutare și bine te-am găsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Marian de la Tutoriale Simple, iar astăzi o să facem un nou tutorial în care o să te învăț cum să editezi un mesaj scris greșit pe WhatsApp. Nu înainte să dai un like, să te abonezi și să distribui mai departe acest clip. Iar în momentul în care te abonezi, am să te rog frumos să bifezi opțiunea toate ca să fii la curent de fiecare dată când postez un clip nou. De curând cei de la WhatsApp au introdus o opțiune nouă, opțiunea de a edita un mesaj. Ca să facem acest lucru vom intra pe contul meu de WhatsApp și o să scriu două mesaje, un mesaj în limba română și un mesaj în limba engleză ca să vă arăt ca exemplu. Eu în momentul de față o să scriu un cuvânt greșit, da? Voi scrie salut fără L. Da, cum bine vedeți și dumneavoastră, acest cuvânt este greșit. Ca să-l corectăm, o să ținem presat pe acest cuvânt, iar după o să trebuiască să apăsăm pe cele trei puncte de sus din partea dreaptă, iar apoi jos avem opțiunea editați, da? Iar în momentul de față pot să-mi corectez mesajul și să scriu corect salut. Și dacă vreau, bineînțeles, să mai adaug câteva cuvinte, o pot face fără niciun fel de problemă. Salut, ce mai faci, da? Da, și în momentul de față am reușit să îmi corectez greșeala și să mai adaug anumite cuvinte, da? Voi scrie și în limba engleză, pentru că acest tutorial este subtitrat și în limba engleză. Voi scrie cuvântul hello, doar cu un singur L. Da, cum bine vedeți, cuvântul hello este scris greșit. Ceea ce trebuie să fac, țin presat pe acest cuvânt, iar apoi mă duc sus în partea dreaptă și apăs pe aceste trei linii, iar apoi apăs opțiunea editați. Iar eu pot să-mi corectez și să scriu hello cu 2 de L. Da, cum bine vedeți și dumneavoastră, cuvântul a fost editat și corectat. Aceste mesaje pot fi corectate în primele minute de când tu ai reușit să scrii mesajul. După, cei de la WhatsApp nu îți vor mai putea oferi oportunitatea să-ți editezi mesajul. Cam atât a fost și cu acest clip. Cu tine a fost Marian de la Tutoriale Simple. Nu uita să distribui, să lași un like și să te abonezi la cel mai tare canal de tutoriale din România. Nu uita să devii membru deoarece mă ajută foarte mult, iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi!